30, care se împarte la 3. În loc de 60, cât mai puteai să dai? 90, 90. Sigur că da, dar mai mult. În loc de 60, puteam să dau și 30, da. Da. Cum da? 30 înseamnă că e la momentul zero. Este la momentul zero pentru tine. De la 30 în sus. Cât ai zis? 75. Ia să vedem. Din 75, dacă scazi pe 30, care da. Trebuie să vreau, cât face? 45. 35. De 70, ai zis că scazi pe 30. 75 ai dat, da? Da. 75 scăzut 30? 45. 45 se împarte la 3? Da, da. 15, 15, 15. Și atunci... Nu, vreau să poată și la 30 la 5. Asta e, nu la 30 la 5. La 3 numai. Deci peste 30, minuna, peste 30 pui creșterea aceea de XXX în multiplu de 3. Deci, practic, problemele acestea ca mecanism de compunere au așa. Dai o vârstă la mama mea. După nu știu câți ani se naște primul copil. Și îndată se naște și cel de-al doilea copil. Da? Deci după... Și cel de-al treilea, cel de-al patrulea. Pot să fac așa problema foarte tare, cu trei copii foarte și în final este o problemă foarte, foarte tare. Deci copii. Da? Poți să ne dăm am făcut-o pe asta să vedeți că, într-adevăr, matematica este extraordinar de frumoasă și poți gândi și poți face probleme dacă ai ținut, că ai sesizat mecanismul și pe partea de finețe, mult mai ușoară, mult mai la îndemână decât acea în care hai să facem un sistem de ecuație, ai spus tu ce știu, să faci și așa. Dar iată cum poți să discuți cu un copil din clasa întâi. Da? Cum poți să discuți cu el dacă poți să vii cu limbajul până acolo. În segmente, să faci să sesizezi chestia asta, deci este un lucru primărat. Așadar... Faci o sinteză? Da. Să vedem că sinteza o primă. Ce se zice pe acest lucru, ce-am făcut? Hai, de la acest lucru, domnul de la urmă. Ajutați-mă, că încerca să ne încați. Rezultatul cu altul, modul ăla. Deci, am... Trații cu radicali sau cu mierne sau cu mică. Iată, operații. Operații cu mușchi. Modulul proprietățile sale, modulul proprietățile. Simple modulului. Aplicare creșterea mie de patrate regulată, bisectoarea, ce-a mai fost? Funcții trigonometrice, chiar așa. Hai să ne propunem ora care e bine, să vă vorbesc ceva despre funcții trigonometrice. Vedeți? Noțiunea funcție trigonometrică. Este interesant cum se realizează corespondența aceea. Da? Deci funcție trigonometrică. Deci funcții trigonometrice. Așa. Comparăm compararea cu numele. Da. Comparare.
a două numele iraționale. Așa. Perimetrul are... Perimetrul are unui poligon, nu? Da. Perimetrul aria unui poligon. Nu mă mai fi efectiv. Păi asta e, este cu cartonul ăsta. E vreo tragică, nu? Nu putem spune vreo tragică. Volumul s-a obținut în paralelipiped. Exact, paralelipedul. Deci paralelipiped. Volumul diagonal într-un... Paralelipiped. Diagonala tu pare pe diagonala. Diagonala. Modulul proprieței modulului piramide, patrate regulate, funcții trigonometrice, compararea două numere iraționale. Pe ce ai zis că da, dumneavoastră, acum domnul profesor cu media lumii, cu media de mediu, cu media armonică. Media aritmetică. Armonică. Geometrică. Așa. Inegalități. Da, inegalități. Cam asta a fost lucrurile pe care am văzut. Mulțumim că ați urmărit pe programare și vă dorim o seară că vă mulțumim continuare. Nu uită de la ăștia. La revedere. Da, exact, cum zice Mario.